Cum te simți? Foarte bine. Ia uite că am găsit și noi, cred că e puiul pădurii. Îl întrebăm pe domnul Gheorghe Băbeț. Da. Ia uite, îl avem și pe lupul mic, l-am botezat lupul pădurii. El stă aici așa pe locul ăsta unde am găsit superba asta ciupercă. Da. Eu zic că iască galbenă, cum se mai cheamă, nu știu. Nu știu, suntem foarte începători, suntem mici. Da. Dar avem oameni de încredere și pe oameni care îi iubim. La fel ca și noi, iubesc ciupercele, iubesc natura, iubesc pădurea și tot ce ne conjoară. Astăzi e 9 septembrie 2018. Sperăm să fie comestibilă, la cât e de frumoasă. Așteptăm un răspuns. Domnul Gheorghe Băbeț. Da. Și o rețetă. Cum să facem? Cum s-o gătim? S-o gătim, da. Bine, pa. Pa. Pa, Lizuca a plecat? Lizuca? Rebecca? Lupul mic, lupul pădurii. Ce bucuros. Te vă fericită. Da. E grea, cred că sunt vreo 2 kg acolo.